Păstrarea credinței evanghelice astăzi Mesajul prezidențial ținut la conferința InterVersity la Swenwich în anul 1952. În ultimii 30 de ani, deși nu aș fi ales nicio clipă un astfel de drum pentru mine, o mare parte din timpul meu a fost acaparat de sarcina de a menține și a păstra credința evanghelică. Faptul acesta necesită probabil o referire și o explicație personală, deoarece în zilele acestea creștinii sunt mai puțin obișnuiți cu discuțiile aprinse și dezbaterea diferențelor teologice. Chiar dacă unii nu cred, eu sunt prin fire o persoană pașnică, căreia nu îi place controversa și tot ceea ce însoțește adesea o dispută serioasă referitoare la o problemă de principiu teologic. Îi invidiez pe cei cu un temperament calm și comozi, cu personalități amabile, care nu par niciodată îngrijorați de toate erorile, atât erori mici, cât și erori mari, care împiedică progresul și coboară standardul bisericilor noastre. Trebuie să fie mult mai ușor să fii unul dintre cei care pot fi considerați buni, lideri, denominaționali și buni oameni de partid, printre aceia care urmăresc bucuroși cursul neted al drumului lor, indiferent ce se întâmplă în jur. În mijlocul anumitor stări sufletești, tot ce îmi doresc este să fiu un păstor de munte Deasupra și departe de toate, pe versanții tăcuți ai idealurilor pe care le iubesc, dar din nou și din nou am fost împins înapoi și forțat să mă implic în această sarcină dificilă, tăioasă și epuizantă, păstrarea mărturiei evanghelice. Mulți creștini evanghelici ar putea vorbi într-un mod similar despre experiența lor. De aceea este important ca noi, împreună, să cercetăm această poziție, să ne examinăm scopurile și motivațiile. Trebuie să ne punem întrebarea cum ne justificăm atunci când depunem eforturi încortate de a păstra și, dacă este necesar, chiar de a lupta pentru credința evanghelică. Nu suntem provocați doar dintr-o parte. Provocarea vine acum din nenumărate direcții. Propun, așadar, să luăm în considerare câteva dintre forțele oponente și la ce anume ne constrâng ele. De asemenea, vreau să vă arăt de ce cred, așa cum o fac, că trebuie să stăm în picioare pentru a ne face treaba mai viguros ca niciodată și să refuzăm să predăm vreo părticică din ceea ce este vital pentru deplina credință evanghelică, așa cum este ea consemnată în Sfintele Scripturi. În primul rând să analizăm provocarea generală. Vine la noi în diferite forme, dar la momentul actual vine prin ceea ce se numește perspectiva ecumenică și modul ei de viață. Aproape toți dintre noi o întâlnim în bisericile de care aparținem, și în cadrul multor organizații de ale tinerilor și nu numai, care suplimentează lucrarea bisericilor noastre. O întâlnim cel mai mult sub forma unui climat universal al opiniei căruia îi displace orice este cu adevărat distinctiv în doctrină sau în viață. Care pretinde un accent tot mai mic asupra doctrinei, definiției sau asupra principiului etic. Niciodată înainte nu a mai fost polemica, în orice formă a ei, atât de puțin apreciată. Au existat perioade în istorie când chiar menținerea vieții bisericii a depins de capacitatea și promptitudinea a anumitor. Mari lideri de a deosebi adevărul de eroare, de a se ține cu îndrăzneală de bine și de a respinge falsul. Dar generației noastre nu îi place nimic de felul acesta. Ea este împotriva oricărei demarcații clare și precise a adevărului și a erorii. Există un argument comun, un argument central, care este foarte mult folosit pentru a justifica toată această tropeală intelectuală. Și moleșire morală. Dușmanul, spun ei, este în afara bisericii. Nu e cazul ca un frate din biserică să se îngrijoreze de ceea ce crede fratele său, indiferent cât este de departe de ceea ce a fost până acum caracterizat drept credința adevărată. Adevăratul dușman, continuă ei argumentând, este comunismul. Asta este ceva ce amenință întreaga biserică creștină de peste tot din lume. El continuă să atace întreaga viață creștină și ne amenință pe noi toți în mod egal. Nu este timp pentru dezbateri și argumentări când întregul edificiu este amenințat. Vrei să fii ca aceia care stau pe gânduri, argumentând care e cea mai bună cameră sau cea mai bună mobilă? Când casa întreagă e pe punctul de a lua foc deasupra capetelor lor, noi toți trebuie să stăm în picioare ca un singur om. Dușmanul e la poarta noastră și totul este în pericol. Acesta este argumentul. Provocarea aceasta confruntă orice biserică sau societate care caută să mențină o mărturie evanghelică distinctivă. Nu e timpul acum să accentuăm diferențele, li se spune acestora. Oare nu ar trebui să ne unim cu toți împreună în fața unei situații atât de alarmante? De asemenea, suficient de surprinzător, având în vedere ceea ce s-a spus deja, atitudinea aceasta se întâlnește într-un nou denominaționalism. Un efect al ecumenismului a fost faptul că unele denominații și societăți denominaționale au crescut în conștiința lor de sine și au început să-și accentueze propria identitate și perspectivă particulară. Aici avem o singură conștiință denominațională care se prezintă a fi, cel puțin, un refugiu social. De ce nu suntem de acord cu argumentele acestea? De ce nu ne apucăm cu toții pe drumul mult mai ușor de a deveni membri ai acestei societăți gigantice a ecumenismului aflată în dezvoltare? În primul rând, haideți să ne uităm la câteva considerații negative. Cu siguranță nu trebuie să aderăm la politica noastră și la planul nostru de acțiune. Doar din loialitate față de tradiție, adică față de orice altă tradiție în afară de Evanghelie. O tradiție, deși deseori poate fi una bună, nu trebuie considerată în sine însăși a fi sancrosanctă. Chiar și în cazul unei tradiții bune, una care trebuie păstrată, întreaga motivație pentru menținerea ei nu trebuie să fie doar tradiționalismul. Un creștin nu este chemat să fie un simplu anticar sau unul preocupat doar de menținerea statucului. Nu trebuie să ne menținem principiile evanghelice doar pentru că avem o descendență venerabilă, indiferent cât de valoros este exemplul predecesorilor noștri. Ceea ce ne cheamă Noul Testament să perpetuăm este ceea ce e viu și dinamic ce se autentifică singur. Nici nu trebuie să fim animați de un simplu spirit de partidă. Nu trebuie doar să luptăm așa cum oamenii au făcut adesea în istorie strict pentru familie, pentru localitate sau pentru partidul politic. Unii dintre prietenii și aliații noștri tind să dea impresia că ei nu luptă atât de mult pentru adevăr în sine, cât pentru grupul lor teologic specific. Noi nu trebuie să fim impulsionați de nimic care are natura unui spirit de teamă, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. A doua epistola a lui Pavel către Timotei, capitolul 1, versetul 7. Unii oameni par să fie evanghelici conservatori doar din cauza că nu vor să examineze altceva decât argumentele școlilor de gândire. Genul de persoană care spune că se încrede în întreaga Biblie a versiunii autorizate din scoarță în scoarță, inclusiv toate virgulele, este cu certitudine un om care nu este conștient de problemele unui traducător și uită probabil care era natura scrierii în primele manuscrise și lipsa de semne de punctuație a acestora un astfel de om se teme deseori să cerceteze astfel de chestiuni ca nu cumva să fie confruntat cu teste ale credinței sale. În plus, trebuie să renegăm orice fel de atitudini negative asociate cu personalitățile războinice. Nu trebuie să ne ținem cu tenacitate de evangelismul nostru doar pentru că avem un spirit gâlcevitor. Este mult prea ușor pentru majoritatea dintre noi să confundăm simpla prejudecată cu principiul vital. Recent ne-a fost atrasă atenția asupra unui exemplu instructiv. Într-o anumită colonie britanică, mai multe personalități de seamă care erau proeminente în denominațiile lor au analizat că care ar trebui să le fie atitudinea legată de sprijinirea intenției denominației de a se afilia la Consiliul Mondial al Bisericilor. Ei credeau că aveau un motiv bun și un principiu sănătos pentru a refuza sprijinirea acestei acțiuni, și erau pregătiți să acționeze potrivit convingerilor lor. Puțin mai târziu, au venit doi vizitatori din altă țară în orașul lor. Acești vizitatori au ținut un mesaj la o adunare reprezentativă de lideri creștini pentru a-și prezenta părerile tocmai asupra acestei chestiuni. Cei doi lideri, creștini locali, au fost îngroziți de veninul și răutatea cu care vizitatorii aceștia au atacat Consiliul Mondial al Bisericilor și au fost dezgustați de întregul lor fel de vorbire. Mai târziu, când a venit rândul să vorbească unul dintre acești lideri locali, întristați a intervenit după cum urmează. Mă ridic să vă spun că sunt de acord cu ceea ce au zis vorbitorii vizitatori referitor la caracterul important al acestei chestiuni. De asemenea, sunt de acord cu majoritatea motivelor aduse pentru care creștinii s-ar putea să fie nevoiți să refuze să se lase atrași în niște planuri de acțiune care par în mod periculos să compromită și chiar să trădeze comorile și libertățile care au fost câștigate pentru noi de către reformatorii și părinții reformei cu un preț atât de mare. Însă am un singur dezacord serios. Vorbitorii par să fie bucuroși că liderii mișcării ecumenice s-au dovedit a fi niște călăuze așa de oarbe și de nedemne de încredere. Pentru mine, aceasta este o chestiune care mi-aduce cel mai profund și mai adânc regret. Îmi doresc cu toată inima să putem uita trecutul și să dobândim o unire exterioară, trainică și profundă cu toți slujitorii adevărației lui Dumnezeu. Cu durere profundă și cu inimă grea și cu un preț personal real, aprop concluzia potrivit căreia cei care doresc să rămână loial creștinismului nou testamentar sunt obligați să refuze schema de înțelegere superficială și periculoasă care nu are efectiv nicio apărare în fața repetării greșelilor care au făcut asemenea ravagii în istoria bisericii. Cu siguranță, aceasta este atitudinea corectă. Nu trebuie să fim animați de un duc gâlcevitor. Dacă este necesar să luăm poziție pentru orice fel de chestiune, atunci ar trebui să o facem cu un regret real și cu durere. Acum trebuie să ne uităm la câteva motive pozitive pentru care ar trebui să ne menținem mărturia noastră evanghelică. Drept răspuns către orice persoană care pune întrebări legate de motivul pentru care aderăm la perspectiva noastră particulară și la metodele noastre, avem datoria să dăm răspunsuri ca acestea. În primul rând, credem și facem aceste lucruri deoarece felul în care înțelegem principiile doctrinei biblice și ale eticii ne conducem spre convingerea că acesta este singurul drum corect. Am fost conduși spre El prin Duhul Sfânt care vorbește în și prin Sfintele Scripturi. Am putea chiar să mergem mai departe și, dacă noi credem cu adevărat ceea ce spunem deseori că credem, să nu ezităm în a afirma că ne menținem poziția deoarece considerăm esențial pentru mântuire ca noi să facem asta, fiecare dintre noi trebuie să fie foarte clar în privința acestei chestiuni. Dacă Dumnezeu a vorbit în Cuvântul Său, într-un asemenea mod, încât voia și gândurile Lui despre oameni sunt clar descoperite, atunci este esențial ca eu să merg pe această cale dacă vreau să primez viața lui Dumnezeu în Sufletul meu. Cu alte cuvinte, Biblia ne îndeamnă să adoptăm o anumită perspectivă pe care ea o definește clar și se așteaptă ca noi să o adoptăm. Nu avem nicio autoritate pentru îndepărtarea de ea. Ce avem noi de spus acelora care argumentează că în vederea caracterului urgent al vremurilor și a pericolelor care amenință biserica, trebuie să ne unim cu toții și să minimalizăm diferențele indiferent care ar fi acestea răspunsul nostru este că Biblia ne avertizează tocmai în privința acestui lucru în faptele apostolilor capitolul 20 versetele 17 la 35 avem o descriere clară a datoriei celor care priveghează biserica lui Hristos. Faptele apostolilor, capitolul 20, versetele 17 la 35. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: „Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea? din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată zmerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau îneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu, și credința în Domnul nostru Isus Hristos. Și acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul Lui Dumnezeu. Luați seama, dar la voi înși vă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârâ între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți, n-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Sfântul Pavel îi avertizează pe prezbiterii bisericii din Efes că aveau să vină lupi răpitori și că aveau să se ridice chiar din numărul celor din biserică niște oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor. Avertizările de felul acesta străbat întreg nou testament de la cuvintele Domnului nostru din Evanghelie până la ultimele pagini din Apocalipsa, unde cititorii sunt avertizați să nu adauge sau să nu scoată din cuvintele ei. Creștinului i s-a spus să se aștepte la profeți falși chiar în cadrul bisericii și i se spune într-un mod evident să lupte pentru adevărata credință să se războiască pentru ea. El trebuie să fie atent la orice duce biserica pe un drum greșit. Noul Testament ne avertizează de asemenea să nu ne grăbim să evaluăm oamenii, chiar din cadrul bisericii, după aparențe. Ne putem aștepta ca prorocii mincinoși să vină în haine de oi. Ei arată ca niște adevărați membri ai turmei lui Dumnezeu. Sunt oameni plăcuți, oameni drăguți, dar cu toate acestea sunt proroci mincinoși și lupi. Noi nu trebuie să acceptăm tot ceea ce spun nici chiar cei ce se numesc creștini. Biserica este avertizată să caute adevărata roadă a Duhului. În mod deosebit, aceia care pretind a fi purtătorii de cuvânt ai lui Dumnezeu trebuie să fie foarte clari în ce privește adevărata natură a persoanei lui Hristos, realitatea învierii lui, caracterul substitu substitu substituționar al morții lui, Calea mântuirii și modul în care viața creștină trebuie trăită. Oricine este ambigu sau induce în eroare în chestiuni de felul acesta trebuie evitat. Adevăratul creștin nu trebuie dus în eroare de ei. Astăzi nu ducem lipsă de oameni aflați în poziția de a da învățătură și de a predica, de oameni care ne îndeamnă să umblăm pe calea cea largă, însă Domnul nostru și Apostolii. Au, af au afirmat permanent că acesta este exact opusul voii lui Dumnezeu pentru noi. Nu trebuie să ne deranjeze dacă oamenii gândesc că suntem înguști. Nu trebuie să ne temem de acuzația că tu crezi că numai tu ai dreptate. Da, chiar credem că avem dreptate, dar nu suntem singuri. Marele curent al mărturiei evanghelice străbate secolele istoriei bisericii porțile iadului nu au biruit-o și nu o vor birui. Noi credem, așa cum au crezut strămoșii noștri evanghelici, că trebuie să fim pregătiți pentru reproșurile de intoleranță și fanatism pe care le-au îndurat și ei. Sfântul Pavel nu are nicio îndoială în privința acestei chestiuni. El spune, dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să ne propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi să fie anatema. Epistola lui Pavel către Galaten, capitolul 1, versetul 8. Acuzația aceasta de intoleranță este un compliment, fiindcă fără nicio îndoială, dacă poziția noastră este cea în care Dumnezeu a poruncit aleșilor săi să fie, atunci trebuie în mod inevitabil să fim intoleranți față de toți care, cei care ne abad de la ea. O credem și ne ținem de ea. Trebuie să fim gata să sacrificăm totul pentru ea. Trebuie să fim ca Martin Luther când a stat singur în fața autorității bisericii romane, care își arogase o mare putere dictatorială timp de atâtea secole îndelungate. Trebuie să fim ca puritanii care erau gata mai degrabă să-și părăsească remunerațiile decât să compromită astfel de principii. Trebuie să fim agresivi într-un mod zmerit când răspândim adevărata credință și trebuie să fim de neclintit într-un mod răbdător când apărăm adevărata Evanghelie, dacă este nevoie, chiar până la cel mai înalt grad de sacrificiu. În al doilea rând, ar fi o dezonoare la adresa lui Dumnezeu dacă am acționa. În orice alt mod. A crede că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său pentru noi toți și că prin El și-a revelat clar voia bună și harul față de noi, ne interzice să tratăm astfel de chestiuni cu ușurătate. Ar fi de neconceput să credem cu adevărat Evanghelia și să nu luptăm pentru ea împotriva dușmanilor și a calomniatorilor. Dacă este adevărat, atunci este necinstit și dezonorant. La adresa lui Dumnezeu să nu stăm în picioare pentru adevăr. În al treilea rând, cred că această poziție de fidelitate față de Cuvântul lui Dumnezeu este singura pe care Dumnezeu o va onora și o va binecuvânta pe deplin. Dacă Biserica se dă înapoi de la reverența pentru și ascultarea față de instrucțiunile date în mod clar, cum se poate aștepta ca Duhul Sfânt? să o binecuvânteze. De fapt, criticii noștri recunosc din nou și din nou faptul acesta. După ce își expun argumentele și scuzele lor obișnuite, ei spun, totuși trebuie să admitem un lucru. Păreți într-adevăr de succes când vine vorba de evangelizare și de a aduce oameni noi în împărăția lui Hristos. Dar, cu siguranță, ar trebui să ne așteptăm la lucrul acesta numai dacă Duhul Sfânt lucrează prin adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Întreaga Biblie insistă asupra faptului că Dumnezeu onorează și folosește cuvântul său ca mijloc al harului său oferit oamenilor. Nu trebuie decât să citim relatarea oricărei treziri autentice din istoria Bisericii ca să vedem că. Ceea ce onorează și folosește Duhul Sfânt în mod normal este cuvântul și nimic altceva. În al patrulea rând, aceia care nu sunt de acord cu noi și doresc ca noi să ne alăturăm lor într-un sistem ecleziastic mare, larg și cuprinzător, folosesc argumentul că până și unitatea exterioară ajută la menținerea puterii. Biserica dezbinată, afirmă ei, este o rușine înaintea popoarelor care privesc la ea. Dar dacă omenirea ar fi confruntată de o mare biserică ce unește într-una un pe toți aceia care folosesc numele lui Hristos, atunci forțele creștine și-ar recăpăta curajul înaintea grupurilor necreștine care le amenință, iar impactul asupra lumii necreștine ar fi colosal. Însă aceasta este o linie de gândire complet nescripturală. Istoria lui Gedeon, cel puțin, ne învață lucrul acesta. El a fost învățat să nu fie impresionat de numere. Dumnezeu cerea calitate și puritate. Astfel, Gedeon a trebuit să-și reducă armata în mod deliberat și să ia cu el în luptă numai pe aceea care manifestau semne adecvate ale calităților de comando. Genul de raționament care este mereu dovedit de Biblie este doctrina rămășiței care a persistat să caute cu loialitate să facă voia lui Dumnezeu atunci când toți ceilalți nu o făceau. Într-adevăr, Dumnezeu folosește frecvent doar un singur om. După cum ni se relatează, Ionatan a luat un singur om în misiunea sa, pe purtătorul său de arme, spunându-i, căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr, ca și printr-un mare număr. 1 Samuel capitolul 14 versetul 6. Lloyd Garrison a spus odată: Unul cu Dumnezeu este o majoritate. Biblia este interesată de calitate de ceea ce este sfințit folositor stăpânului său, conform a doua epistolă a lui Pavel către Timotei capitolul 2 versetul 21. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. A ne concentra asupra extinderii exterioare, neglijând cerințele biblice ale purității doctrinare și etice, înseamnă să riscăm lipsă de loialitate internă, dezbinare și confuzie. O astfel de politică invită judecata care începe de la casa lui Dumnezeu, conform întâia epistolă sobornicească a lui Petru, capitolul 4, versetul 17. Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și, dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu. Cerințele primare ale Tatălui nostru ceresc sunt credință în El însuși și ascultare. Nu există substitut pentru acestea. Este de asemenea necesar ca noi să examinăm câteva dintre celelalte argumente care ne sunt puse înainte de către aceea care vor cu înflăcărare să ne convingă să luăm în considerare politicele unei atitudini mai îngăduitoare și a compromisului cu scopul de a dobândi avantajele dubioase ale unei aparențe exterioare a unității. Unul dintre versetele cele mai des citate este. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, în care Domnul nostru se roagă în mod special pentru unitatea oamenilor săi, în ceea ce este de obicei numită rugăciunea de mare preot. Pe această bază, ni se spune că cel mai mare bine pentru care ar trebui să luptăm cu toții este părtășia. Noi trebuie, spun ei, să începem cu toții să practicăm acest principiu al părtășiei și să subordonăm totul lui. Dacă ignorăm diferențele dintre noi pentru a dobândi această părtășie, toate celelalte lucruri vor veni de la sine. Însă, un astfel de mod de gândire este complet nescriptural. De exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42, cea mai timpurie activitate a bisericilor este descrisă în următorul mod. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Învățătura apostolilor vine înaintea părtășiei. Trebuie să existe un acord real în ceea ce privește doctrinele prin care un grup de oameni sunt aduși împreună și pentru a căror extindere ei lucrează împreună. Dacă există incertitudine în astfel de chestiuni, nu poate exista părtășie reală. Ceea ce oferă unitate și încredere este faptul că suntem clar cu privire la lucrurile pe care le susținem. În orice caz, este important să remarcăm exact pentru ce anume s-a rugat Domnul nostru. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 21. Persoanele Trinității există într-o unitate mistică. Este clar, așadar, că Domnul nostru se roagă pentru o unitate spirituală. Nu contează ce anume din scriptură poate fi folosit ca să sprijine un argument pentru o unire exterioară a denominațiilor bisericilor însă acest verset particular nu poate fi folosit. Ideea acestuia este că, așa cum Domnul nostru este în Tatăl Lui, tot așa El este și în noi și de aceea, noi, cei care suntem una cu Dumnezeirea, suntem una cu toți ceilalți care sunt în aceeași relație. Unio mistica a teologiilor este ceea ce e mai relevant în punctul acesta. Un alt argument adus câte o dată este cel care pare că se bazează pe învățătura pildei grâului și a neghinei, deoarece parabola amână nimicirea neghinei până la seceriș, lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Conform Evangheliei după Matei, capitolul 13, versetul 30, se sugerează că pașii care trebuie făcuți pentru a asigura puritatea Bisericii nu ar trebui făcuți acum. Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetul 30. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș și, la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snop, ca ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Oamenii de felul acesta ne spun, voi vă înălțați ca fiind mai buni decât alții și susțineți o strictețe a principiilor doctrinare și etice care divizează biserica și în felul acesta încălcați învățătura acestei pilde. Concluzia logică a acestui argument particular, una care este evident nescripturală, este că în biserică nu ar trebui exercitată niciun fel de disciplină. Dacă un astfel de raționament ajunge să fie aplicat la istoria bisericii, atunci el efectiv condamnă acele perioade în care biserica și-a revenit din necredincioșie extremă și chiar din pervertirile vieții și învățăturii ei. Trebuie să îi întrebăm pe prietenii noștri dacă nu cumva, după ce toate eforturile de a reforma din interior biserica medievală au eșuat, reforma protestantă a fost o greșeală, o asemenea lecturare a pildei ar însemna de asemenea o condamnare la adresa puritanilor. Prietenii noștri care doresc să folosească argumentul acesta trebuie să fie gata să urmeze logica argumentului lor cu consecvență. Desigur, unii mai onești decât restul fac aceasta într-o asemenea măsură încât sunt dispuși chiar să-și vândă dreptul de întâi născut, capitulând în fața Bisericii Romane nereformate. Însă, Noul Testament este destul de clar în privința datoriei de a refuza tolerarea ereziei. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Căci cine îi zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. A doua epistolă a lui Ioan. Cât de prostesc este să-i lăudăm pe reformatori și să accentuăm învățătura lor referitoare la semnele adevăratei biserici dacă uităm că, pe lângă propovăduirea cuvântului și administrarea sacramentelor, ei accentuau și importanța vitală de a exercita disciplina. Și ce alt scop aveau ei în vedere când își întocmeau mărturisirile de credință și catehismele, dacă nu exercitarea disciplinei? Apoi există aceia care vorbesc totdeauna într-un mod care sugerează că ascultarea de poruncile Noului Testament în ceea ce privește atitudinea noastră față de eroare și față de lipsa serioasă de loialitate ne face inevitabil vinovați de păcatul schizmei. Este extrem de important să manifestăm toată grija corespunzătoare ca niciunul dintre noi să nu cauzeze vreodată schismă în trupul lui Hristos. Ferească Dumnezeu ca vreunul dintre noi să fie vinovat de acest păcat cumplit. Însă este important ca noi să remarcăm exact ce anume constituie schizma. Din întâia epistola a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11, versetele 18 și 19 și din întreg capitolul 12, învățăm că aceasta constă într-o separare acolo unde nu sunt implicate adevărurile vitale referitoare la calea mântuirii și viața bisericii. În Corint a avut să se rălog niște diviziuni de prisos legate doar de personalitățile anumitor predicatori și de importanța relativă a diferitelor daruri spirituale. Sfântul Pavel condamnă fără milă o astfel de stare a lucrurilor. În alte părți nu ezită deloc să-i condamne pe aceia care propovăduiesc cu altă evanghelie sau să poruncească separarea de aceia care nu urmează învățătura apostolică. A doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 6. În numele Domnului nostru Isus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, versetele 14 la 18. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor. Și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic.